Cum în ceea ce ține, cum se ține, cum durează și cât durează alianța? A fost a doua parte a întrebării dumneavoastră. Da, vă rog. Vă aduceți aminte luna martie, aprilie, mai? Eu tot timpul insistam că ar fi bine să creăm o majoritate parlamentară, o coaliție cu blocul acum, pentru 4 ani. Pentru că ea să fie durabilă, pentru că se poate face regulă, pentru ca să reușească să facă reformele. Să le fac, foarte important, Colegii din blocul acum, atunci Maia Sandu și Andrei Năstase, insistau să fie doar pe 2-3 luni. Și așa a apărut acel acord temporar. Pentru că, logic, trebuia să fie un acord din start pe 4 ani de guvernare, cu toate elementele, cu toate reformele. Noi am acceptat această abordare atunci pe 8 iunie, a fost semnat acord temporar și s-a mers pe deoligarhizare. S-au finalizat aceste 2-3 luni. 90% s-a votat din acel acord. Acum, depinde ce facem mai departe. Dacă cei din Maia Sandu, Andrei Năstase consideră că până aici, trebuie să spună până aici, și adică la început. Dacă ei consideră că, eu consider că trebuie să mergem mai departe, părerea mea. Eu consider că această guvernare trebuie să mai reziste. Și noi vom acorda suport, cu toate că... Poate să reziste doar prin semnarea unui acord? Acuși ajungem la acord. Cu toate că eu am foarte mari întrebări față de foarte multe ministeri. Păi dacă le aveți, ar trebui să le spuneți și public. Nu păi o să le spunem, trebuie să treacă 100 de zile, Alexandru. Așa e primit la noi. Luna de miere, ea încă mai durează. Eu am de gând săptămâna viitoare sau peste o săptămână să vin în plenul Parlamentului cu un mesaj. Destul de sincer. Față de... Pentru că și pe noi ne întreabă. Pe noi, oamenii care ne-au votat, ne întreabă. Domn Dodon, dragi socialiști, voi ați obținut cel mai mare număr de mandate, le-ați dat ăștora toată guvernarea, nu toată, tot executivul la ei. Ei nu se isprăvesc acolo, dincolo, nu o să dau nume de miniștri, dar vedem că nu fac față. Eu am fost viceministru economiei 1 an jumate. Știam tot ce se întâmplă în Ministerul Economiei. Am devenit ministru al economiei. Și mi-a mai trebuit timp să intru în toate detaliile. I-ați asumat și noastră când i-ați votat, i-ați asumat și noastră. Eu știu, Alexandru. Uitați ce se întâmplă. Au intrat în ministerie persoane noi. Au distrus tot nivelul mijloc. Acolo este memoria instituțională. Ei, lăsați, memoria instituțională ăștia care îmblau în Alexandru, până ce nu crești, Partidului Democrat. Acei care îmblau trebuie dați afară. Păi... Dar nu toți sunt o dată răi. Ieși crește ceva alături. Pentru că trebuie cineva care trebuie să scrie, să cunoască ce se întâmplă. Eu nu știu la ce faceți referire, că eu văd că inclusiv oameni care spuneau pe la 8 iunie că susțin singurul guvern legal Filip, văd că sunt promovați, spre exemplu, la Ministerul Sănătății, am văzut la Ministerul de Intern ce a făcut Andrei Năstase. Se întrebare către guvern. Vreau tot ce ține de acord. Ca să punctăm aici final. Domnul Năstase spunea că nu este nevoie de acord ca să continuați această coaliție. Dacă nu se semnează un acord, se rupe coaliția și mergem la alegeri anticipate. Eu, din discuțiile care le-am avut cu colegii din blocul acum, chiar în aceste zile, ei și-au arătat disponibilitatea să fie semnat acord. Când va fi semnat? Eu cred că, dacă vorbim de timp, ar fi în felul următor. Finalizăm, convenim tot ce țin de reforma Procuraturii și Justiției, semnăm în prima lectură, votăm în prima lectură, introducem în acord tot ceea ce ține de lectura a doua, pentru că să nu creadă cineva că noi nu vom vota. Acolo sunt mai multe elemente în afară de aceste reforme. Semnăm acordul și mergem înainte. Poate chiar săptămâna viitoare. Eu aș insista săptămâna viitoare. Până la votarea legii în lectura a doua. Dar dacă se întâmplă ceva excepțional și acordul nu este semnat, mergem la anticipate sau nu? Dacă cei din blocul acum consideră că nu pot face în continuare coaliție cu PSRM, deciziile aparțin.